foarte... Nu este una dintre probleme, doamna Raluca Turcan, și faptul că în România totuși sunt foarte puțini cei care își asumă deschis homosexualitatea? Ce personalități publice cunoaștem care să fi făcut asta? Ce om politic cunoaștem care să fi făcut asta? Evident că asumarea... Vă spuneam, societate conservatoare, și în plus adaug în culemel și închei repede, Biserica Ortodoxă, știm poziția noastră în principiu. Biserica Catolică, știm poziția de asemenea. Da, da, nu, da, aici în România lucrurile sunt tranșate din această perspectivă. Împotrivă, și da. Am manifestat împotriva. Asumarea homosexualității ține foarte mult și de mentalitate și de societatea conservatoare, cum spunea și domnul profesor. În ceea ce privește Partidul Democrat Liberal, și eu ca persoană susțin drepturile individuale, am tot respectul față de drepturile individului, însă în același timp cred în valorile familiei, cred în valorile credinței creștine. Și n-aș putea să încurajez căsătoriile homosexuale. Dimpotrivă, eu cred că nu poate fi nimic mai frumos pe lumea asta decât căsătoria între bărbați și femeie. Cred că este o valoare care ar trebui să ne caracterizeze și dacă mă întrebați pe mine, aș opta chiar la specificarea în Constituție ca definire a căsătoriei între bărbați și femeie. Apare noul cod civil. Exact. Ce nu apărea în vechiul cod civil. Aș trece și în Constituție, pentru că trebuie să ținem cont de credința poporului român, trebuie să ținem cont de valorile care ne definesc pe noi ca nație. România este totuși un stat laic, nu? Adică... Este un stat laic, în același timp, biserica laic, are un rol... Biserica are un rol scrie, foarte important în societate și îmi doresc ca biserica să fie din ce în ce mai apropiată de oameni, în special, sau de fapt, nu în special, și prin misiune socială. De asemenea, ca o completare, să spunem, a credinței mele în valorile familiei, valorile creștine, am propus și susținem un parteneriat între stat și unitățile de cult pentru a încuraja misiunea socială a bisericii în comunitate. Da, dar aici nu vorbeam încă despre căsătoriile între persoane de același sex, ci o formă de, cum s-a spus, uniune civilă. Nici cu asta nu sunteți de acord? Nu pot să fiu de acord ca valoare. Valoarea mea definitorie este valoarea familiei. Dacă o dezbatere se va deschide vreodată, doamna Turcan deja reprezintă punctul de vedere conturat, nu? Foarte bine. Sigur, lipsește să vedem și o altă parte.